În această serie de tutoriale vom prezenta etapele de elaborare a documentației tehnico-economice pentru proiectele de investiții și vom oferi detalii despre fiecare dintre acestea, pașii ce trebuie parcurși și documentele necesare conform legislației în vigoare. În acest prim episod, vom discuta despre cele 4 etape ale realizării unui proiect de investiție, trecând în mare și prin documentele necesare fiecăreia dintre ele pentru o investiție de succes. În conformitate cu legislația în vigoare din România și, în mod special, cu HG 907/2016, pentru realizarea unui proiect de investiții publice este necesară parcurgerea, după caz, a următoarelor etape. În etapa 1, notă conceptuală, temă de proiectare. În etapa 2, studiul de prefezabilitate, după caz, studiul de fezabilitate, documentația de avizare a lucrărilor de intervenții. În etapa a treia, proiect pentru autorizarea, desființarea, executării lucrărilor. În etapa a patra, proiectul tehnic de execuție. În cadrul primei etape se vor elabora documente precum nota conceptuală și tema de proiectare. Cine elaborează și de ce este importantă nota conceptuală? Beneficiarul trebuie să elaboreze o notă conceptuală pentru a justifica necesitatea și oportunitatea realizării proiectului de investiții, care va fi finanțat, total sau parțial, din fonduri publice. Această documentație va conține date preliminare necesare pentru implementarea proiectului și informații despre estimarea suportabilității investiției publice. Beneficiarul trebuie să identifice cu precizie nevoile și să le prezinte în nota conceptuală pentru a evita omisiuni în structura proiectului. Realizarea unei note conceptuale clare și precise poate scurta timpul total de realizare a proiectului și oferi o vedere de ansamblu asupra acestuia. Cine elaborează și de ce este importantă tema de proiectare? Tema de proiectare este elaborată de către beneficiarul investiției sau de către proiectanții, consultanții care oferă servicii de proiectare, consultanță în domeniul respectiv, urmând să fie aprobată de către beneficiar. Aceasta va conține intențiile investiționale și nevoile funcționale ale beneficiarului, determinând astfel conceptul de realizare al obiectivului de investiții și va lua în considerare condițiile tehnice, urbanistice și de protecție a mediului natural și a patrimoniului cultural, precum și alte condiționări specifice obiectivului de investiții. Conform prevederii HG numărul 395/2016, articolul 20, aliniatul 10, caietul de sarcini pentru documentația de atribuire trebuie să includă informații din tema de proiectare cu privire la contextul viitorului contract. La finalizarea primei etape, beneficiarul trebuie să fie familiarizat cu toate caracteristicile imobilului, așa cum sunt prezentate în certificatul de urbanism, precum regulile urbanistice sau categoria de folosință a terenului. În concluzie, tema de proiectare trebuie să cuprindă toate solicitările beneficiarului cu privire la obiectul de investiție, exprimate cât mai clar pentru a evita neînțelegerile sau omisiunile. După aprobarea temei de proiectare, derularea procedurilor de achiziții și semnarea contractului de servicii de proiectare, se trece la etapa a doua, cea de elaborare a documentațiilor tehnice. Recomandăm ca serviciile de proiectare atribuite să fie la faza SF, DALI și PT pentru a responsabiliza proiectantul și pentru a scurta timpul de elaborare a documentației tehnico-economice. În etapa a doua a procesului de investiții se vor elabora studiul de prefezabilitate, SPF, dacă e cazul, și studiul de fezabilitate, SF, documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, DALI, sau studiul de fezabilitate, SF, cu elemente de DALI. Înainte de elaborarea documentației tehnice, proiectantul trebuie să obțină certificatul de urbanism și avizele necesare, să elaboreze studii de teren și expertize tehnice pentru a dezvolta soluțiile tehnice corespunzătoare. Este important
ca beneficiarii să comunice cu proiectanții și să solicite planșe conceptuale în faza inițială pentru a anticipa modificările de concept ale proiectului. Când se elaborează studiul de prefezabilitate? Studiul de prefezabilitate se elaborează pentru obiective, proiecte majore de investiții. Excepție fac cazurile în care necesitatea și oportunitatea realizării acestor obiective de investiții au fost fundamentate în cadrul unor strategii, unor master planuri, unui plan de amenajare a teritoriului, ori în cadrul unor planuri similare în vigoare, aprobate prin acte normative. De ce este important studiul de prefezabilitate? Studiul de prefezabilitate se elaborează pentru a determina necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții prin identificarea scenariilor, opțiunilor tehnico-economice posibile și se selectează un număr limitat de scenarii, opțiuni fezabile pentru realizarea obiectivului de investiții. Când se elaborează studiul de fezabilitate? Studiul de fezabilitate, SF, se elaborează în cazul obiectivelor noi de investiții. Cine elaborează studiul de fezabilitate? Studiul de fezabilitate, SF, se elaborează de colective tehnice de specialitate, se însușesc și se semnează de către cadre tehnice cu pregătire superioară numai din domeniul arhitecturii, urbanismului, construcțiilor și instalațiilor pentru construcții. De ce este important studiul de fezabilitate? Conform HG numărul 907/2016, studiul de fezabilitate SF este documentația tehnico-economică prin care proiectantul, fără a se limita la datele și informațiile cuprinse în nota conceptuală și în tema de proiectare, analizează, fundamentează și propune minimum două scenarii tehnico-economice diferite, recomandând scenariul tehnico-economic optim pentru realizarea obiectivului de investiții. Important de reținut. Vă atragem atenția asupra faptului că în cadrul acestei etape se vor elabora studii de teren specifice, se vor obține avizele și acordurile stipulate în certificatul de urbanism CU, conform prevederilor articolului 42 aliniatul 1 din legea numărul 500/2002, în cazul obiectivelor de investiție a căror valoare totală estimată nu depășește pragul de 40 de milioane de lei, se elaborează analiza cost-eficacitate. Conform prevederilor din HG 907/2016, documentația conține strategia de exploatare, operare și întreținere, etape, metode și resursele necesare.